Bun, bă, salut, eu sunt Deiu și astăzi e duminică și am ieșit puțin să mă plimb. N-am mai apucat să ies cu băieții, m-au chemat de la ora 11 să ies cu ei, dar eu ieri am fost la o nuntă și am fost puțin cam adormit, n-am reușit să mă trezesc la timp. Așa că am ieșit acum câte ceasul? 1.24 deja, băieții au plecat. Am ieșit la o tură puțin mai scurtă, că tot e frumos afară. Și am zis, bă, hai să mă duc. Am băut o cafeluță și m-am dus. N-am reușit să mă trezesc la ora 11, ce să fac, după o nuntă. Am adormit pe la 3:30, 4. Aia e data viitoare. Luni apare video nou, deci luni și vineri postez videouri pe canal. Urmăriți-mă, dați subscribe și pe Instagram follow. Ce-i pe jos ăsta? Ai ulei? Nu-i ulei, ce dracu-i motorină? Habar n-am ce-i. Sper să mă aud, mi s-a conectat oare microfonul, nu știu. Afară e chiar foarte, foarte fain. De aici curgea, sau? Ei, nu știu. Bă, luni joacă România de la ora 4, cred, cu Ucraina. Ce părere aveți? Ce predicție? Punct, să zicem așa. Sau ce spuneți? Trece România de grupă? Ăștia care vă uitați la fotbal. Ce părere aveți? Trece România de grupă sau? Băi, aveam stop acolo, men, nu? Da, aveam stop. Ăștia aveau... În fine, nu știu de ce, dar m-am lăsat. Aici s-au asfaltat, frate. Acum 2-3 săptămâni nu era așa pe jos aici. Vai ce bine e afară. Deci nu e nici așa cald, cald, cald și nici frig. E plăcut. E perfect. Am ascultat până acum puțină muzică, dar nu pot să ascult și muzică și să și vorbesc, să și conduc. Deci mai bine așa. Mi-o sete după cafeaua asta. N-aveți idee. Mi sete rău. Mi-am luat portofelul, telefonul l-am. Am 80% baterie, lejer. Zereanu. Ce frumos se vede încolo. Am intrat în Bucovăț. Uite coleguțul, salut. Ce face ăsta, mă? Ah, face dreapta. Nici o problemă, așteptăm. Bucovăț. Vine să strănut. Vine să strănut, dar nu pot. Bagă-te, 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 bagă-te.
de biciclete are asta aici în spate. Una mică și restul... Deci are mică, puțin mai mare și mai mare. Băi, și mâine-s la lucru de dimineață. Dar nu trebuie să ne gândim la ziua de mâine. Adică, da, trebuie să ne gândim și la ziua de mâine, dar să o trăim pe cea de azi. Ce texte motivaționale am. Cred că mi se trage de la cafeaua aia. Adică, sigur mi se trage de la cafeaua aia. L-am făcut. Cred că l-am înnebunit cum îi făceam în cap. Bucovăț, la revedere, Bucovăț. Dar merge pe mijlocul drumului, frate. Avem loc și noi, lejer. Bine că suntem motor, că dacă nu eram, dacă n-aveam motor, bine că suntem motor. Dacă n-aveam motor, nu intram amândoi pe podulețul ăla. Asta face sensul, noi facem dreapta. Ce s-a întâmplat aici? A, e nuntă. Lugoj 47, dar nu mergem la Lugoj. Au, ce miroase amici. Bă, deci am mâncat ieri la nuntă, de mi-a venit să vomit. Am mâncat atât de mult. Cred că mi-a dat 5 feluri, nu știu câte mi-a dat. Prima oară mi-a dat câte un salam, aperati, cum dracu se numesc alea, în fine, nu știu cum se numesc. Ceva șnițel cu sos, da? Doar ala, două șnițele mi-am dat cu sos. Alea a fost bune, doar alea le-am mâncat și o chiftea, dar nici aia nu mi-a plăcut, în fine. Am zis, bă, doar atât am mâncat aici, la nuntă. Că n-am mâncat nimic acasă, doar când m-am trezit, la 12. Și după o oră vine supa. Era supă faină, cu pui de la ca lumea. Supă cu pui fain. Remetea mare. Nici nu știu cum am intrat în remetea. În fine, am băgat supa aia. Nu pot zic că m-am săturat, da? A fost ok. Și după încă o oră mai apare un fel. Nici nu mai știu ce fel a urmat. Stai să mă gândesc. Lăsați-mă să mă gândesc și vă zic imediat. Cred că mi-a dat un pui cu ceva vită și sos așa aruncat peste. Da, de acolo am mâncat doar puiul. Cred, dar poate mă înșel. Sau mi-a dat ceva înainte, dar nu mai știu sigur, am uitat. Bă, și după mai vine și cu tortul, frate. A, nu, da, înainte de pui mi-a dat sarmale, men, 4 sarmale frumos, cu mămăligă, sub. Bă, eu înainte nu mâncam sarmalele cu mămăligă. Da, bă, cum intre sarmalele cu mămăligă, bă, omule, ești nebun la cap. Sunt geniale, bă. Nu știu dacă voi mânca sarmale cu mămăligă. Eu înainte le mâncam sarmale cu pâine, simple, așa. Bine, mai puneam și smântână peste. Dar sunt geniale. Și după aia mi-a dat puiul ăla cu vita aia. Și după aia mi-a venit și tortul, men. Bă, omule, îmi venea... N-am mâncat tot, zice, am mai lăsat jumate de tort. Am zis că vomit, men, nu mai puteam. Și am plecat, coaie, baftă coaie, am plecat.